Cu trei etape înaintea încheierii campionatului în Seria Sud a Ligii a patra fotbalistice, lucrurile încep să se complice. Etapa de sâmbătă trecută, a 23-a campionatului, a dus o răsturnare de situație în clasament. Dunăra Giurgiu a făcut egal la Oinacu, iar Arsenal Malu a învins la Vedea și a trecut pe primul loc, la egalitate de puncte, dar stând mai bine la golaveraj. Ce spun dunarii despre această situație? Șanse sunt, dar nu trebuie să ne încoronăm de acum campion, pentru că urmează un play-off. Și în nord sunt echipe bune, sunt două echipe foarte bune, cele care ocupă primele două locuri acolo. Urmează ca locul întâi de acolo să se întâlnească cu locul 2 din sud și invers, iar până la titlul de campion mai jucat și de muncit până ajunge acolo. Așadar, primele două echipe din Seria Sud vor disputa play-off-ul cu primele două din Seria Nord, iar în caz de egalitate de puncte, regulamentul spune că departajarea se face ținând cont de meciurile directe. În timpul campionatului, exact așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, se ia în calcul golaverajul la egalitate de puncte, iar la finalul campionatului se vor lua în calcul meciurile directe dintre echipele clasate pe primele două locuri, acolo unde noi suntem dezavantajați pentru că avem o remiză pe teren propriu și o înfrângere în deplasare la Dunărea. Bineînțeles că ne dorim locul 1, așa cum și cei de la Dunărea cred că și dorește și nu numai noi ne-l dorim, dar și locul 2 duce la play-off și până la urmă obiectivul nostru este să ajungem să discutăm meciurile din play-off. Ocupanta locului 3, Unirea Izvoarele, a învins cu 6-0 în deplasare la Vărăș și își menține locul 3, la 3 puncte distanță față de primele două din clasament, dar în ultimele partide ale campionatului se pot întâmpla multe. Toate meciurile sunt importante, toate meciurile le tratăm cu seriozitate și cu maximă atenție. Urmează un meci acasă cu o companie echipă din Mihai Bravo, echipa care ne-a învins la ei acasă. Apoi echipa din Mihai Bravo întâlnește celelalte două contracandidate la titlul, pe Dunărea și pe Unirea Izvoarele. Deci în următoarele trei etape cu siguranță vor mai fi roții în clasament și surprize, bineînțeles.